Scandal monstru la primăria Cujmir din județul Mehedinți. Între angajații instituției publice au fost nevoie să intervină mai multe echipaje de poliție pentru a liniști spiritele. Primarul și viceprimarul au fost agresați verbal și fizic de către un subaltern care are în grijă oamenii de la ajutorul social. Primarul susține că subalternul ar fi nemulțumit că nu se ia în considerare un certificat medical dubios eliberat de un cabinet medical retroactiv. Domnul primar, am înțeles că astăzi sediul primăriei Cujmir a fost scena, mai bine zis, a unui ring de box sau aproape ring de box. Ce s-a întâmplat și de unde până unde acest scandal între angajații primăriei și dumneavoastră? Divergențele între salariații primăriei și primar vin din anii trecuți, pornind de la salarizarea personalului din această primărie. Adică? Salariații acestei primării, cei care au rămas după decesul fostului primar, nu pot să se eschiveze acum și să dea vina pe toate prostiile și pe toate abuzurile care s-au făcut în această primărie pe fostul primar. Și când fac această afirmație la salariați, mă gândesc la cei care au avut funcții și responsabilități în aplicarea corectă a legislației în această primărie. În speță secretarul și contabilul de-a lungul timpului care a deținut viza de control financiar preventiv. Îl incriminez și îl acuz, fără niciun fel de reținere, de toate aceste abuzuri și de toate aceste nereguli din primărie, pe secretarul Cosmin, care cu bună știință a condus această primărie doar în favoarea lui, dar cu totul în defavoarea locuitorilor din comuna Cujmir. Despre ce abuzuri vorbim? Așa cum am spus, în 2011, când a venit Curtea de Conturi, a descoperit niște sporuri care au fost tăiate de legea 330. Secretarul Mălan a ignorat total acel proces verbal și acele sume imputate, a făcut tot ce a fost posibil ca acele sume să nu fie date înapoi, așa cum a imputat Curtea de Conturi prin Camera de Conturi Mehedinți, a tras de timp, a făcut tot felul de artificii. Despre ce să mai vorbim? Vorbim despre 1,5 miliarde imputat în 2011. Începând cu 1 ianuarie 2012, eu am mai spus de nenumărate ori, secretarul a mărit abuziv, deci secretarul a mărit abuziv salariile în această primărie, lucru constatat de DGFP Mehedinți prin Serviciul de Inspecție Fiscală, care în urma auditului efectuat la primăria Cujmir, audit pe care eu l-am solicitat în vederea clarificării și stabilirii salariilor corecte din această primărie, a constatat din nou 2 miliarde salariaților din această primărie. După ce mai descoperiți o dată? Deci la 2 ani după Curtea de Conturi. Angajatul primăriei, care să se răzbune pe primar, a furat condica de prezență a primăriei și a făcut mai multe înscrisuri fără a avea acest drept în condică. A plecat de la noastră din birou. A plecat de aici din birou, s-a dus jos și a luat condica de prezență și a plecat cu ea. A furat condica. Nu știu ce a făcut, a furat-o pentru că a luat-o de față cu alți colegi din primărie. Domn primar, v-a cerut voie, a cerut unui coleg. A luat-o abuziv, nici nu avea competența necesară să ia condica de prezență a furat-o. Și să facă înscrisuri în ea. Asta înseamnă furt. Bun, nu știu. La această situație a venit contabilul care se ocupă de ștate și mi-a spus: domnule primar, eu nu pot să fac ștatele să luăm banii pe data de 5, deoarece secretara, persoana cu resurse umane, mi-a spus că nu are după ce să facă fișa colectivă de prezență. Păi ce s-a întâmplat? Păi uite, a venit Pătru Grigore, a luat condica de prezență și a plecat cu ea. M-am dus jos acolo la colegi și am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-au spus oamenii și am zis: fraților, în situația asta trebuie să facem un proces verbal. Un salariat al primăriei a luat condica de prezență și noi nu putem să luăm salariile. Am spus: același angajat care a lipsit de la serviciu o săptămână. Același angajat care a lipsit nemotivat de la serviciu. Da. 5 zile lucrătoare. Am făcut proces verbal și în timp ce scriam cu colegii care erau de față când au luat condica, Pătru Grigore a venit și a început să mă jignească că cine sunt eu să-i tai lui zile din salariu, că el nu mă recunoaște de primar, că sunt neca nimeni, mi-a jignit copilul meu, mi-a spus că am un simplu copil pe radar, el când pot să ajungă pe radar, dar copilul meu nu poate niciodată, nu știu ce legătură are și ce influență de a implicat familia mea în problemele din primărie. Bun, am făcut aceste procese verbale de față cu salariații din primărie,
Și el, continuând să mă jignească și să mă apostrofeze, a intervenit viceprimarul și a spus: măi băiatule, tu ești tânăr, cum îți permiți să jignești primarul? În timpul serviciului, primarul răspunde, este șeful nostru, tu faci parte din aparatul de specialitate al primarului, cum poți să spui tu că nu-l recunoști pe primar când tu ai semnat o fișă a postului semnată de primar, tu ești în subordinea lui? Doar la venirea poliției, angajații primăriei s-au mai liniștit. Nu am treabă cu nimeni, a început să țipe și la viceprimar, s-a băgat un coleg și i-a despărțit și în acest moment viceprimarul a sunat la apelul unic de urgență 112 la poliție. Doar s-au bruscat sau s-au și lovit? Eu nu am fost acolo, nu pot, dar eu când m-am dus acolo într-un birou alăturat, un alt coleg se băgase între ei, ca și când ar desparte doi oameni care vreau să se lovească sau ce să facă. Era acolo o îngrămădeală. Deci era un salariat între cei doi. Da. Viceprimarul, v-am spus, a sunat la apelul unic 112. Au venit organele de poliție, au dat declarații de la toți salariații primăriei și nu pot să vă spun acum ce va urma. Și Condica ați găsit-o? Condica, până la urmă, în momentul când a venit poliția, domnul Pătru Grigore, cel care a luat-o abuziv, a venit cu Condica înapoi și a scris... Din afara primăriei? Nu știu unde a fost. A fost probabil într-un birou în spate aici, la oameni care, în loc să-l ajute și să-l corecteze, știu cu toții că greșește, îl învață și îl atâță împotriva primarului. În condica primăriei era scris ceva de... Da, este scris de salariatul Pătru Grigore. Eu dețin acea condică, o am la mine. A scris cu mâna lui în condică? Cu mâna lui a... Ce ne puteți spune în urma sesizărilor pe 112 primite din partea angajaților primăriei Cujmir, cum că ar fi fost o bătaie, un scandal între funcționarii publici? Ce măsură la poliția și ce ne puteți spune această oră? Vreau să vă informez că în dispecerul Inspectoratului de Poliție Județean Medin s-a primit un apel prin care persoana respectivă semnala faptul că între angajații primăriei au loc discuții contradictorii. Pentru prevenirea oricăror fapte ce pot aduce atingere vieții și integrității fizice a persoanei la fața locului, s-a deplasat echipa operativă a inspectoratului. Ulterior, în dispecerat s-a primit un apel de la un angajat al primăriei care sesiza faptul că a fost agresat verbal de către edilul comunei. Din verificările efectuate cu celeritate de către polițiști, s-a stabilit faptul că aspectele sesizate nu se confirmă. Discuțiile contradictorii au avut loc ca urmare a unui concediu medical luat de către unul dintre angajații primăriei. Nu au fost comise acte de violență, nu au fost proferate injurii sau alte expresii jignitoare la adresa angajaților primăriei. S-a luat vreo măsură disciplinară, o sancțiune prin amendă? Nu, pentru așa cum vă spuneam, faptele sesizate de către persoanele care au apelat 112 nu s-au confirmat. Conflictul în primăria Cujmir mocnește de aproape 2 ani de zile de când actualul primar ar fi descoperit nereguli și furturi din bani ale contabilității și a început un război cu angajații primăriei, război care s-a transformat în peste 76 de dosare și de procese. Dispoziții emise în data de 24.04.2012, da, cu sumele imputate de Curtea de Conturi care n-au fost puse în aplicare de către contabilul care deținea viza CFP și cred că nici secretarul nu le-a transmis cu bună știință. Deci aici este sigur o cârdășie ca 1,5 miliarde bani imputat. Uite, chiar uitați, domnul Pătru Grigore, uitați și dumneavoastră, contabil care are 86 de milioane imputați, uitați, da, semnată de primar și avizată de secretar pe 24.04.2012 și domnul Pătru Grigore nu știu din ce motiv nu a pus-o în aplicare. Am înțeles. Și așa mai departe vă pot duce la toți salariații. La toți. Uite, chiar și secretarul. Uite. Sau nu, nu ea secretarul, ea de preduț. Ia să o găsim chiar și pe a secretarului. Goliș 15.000, 20.000. Da, și uitați Bălan. Secretarul Bălan Cosmin. Da. Deci uitați doar să sumă imputată de Curtea de Conturi a României 200 de milioane. 205 imputate, milioane. Emite în data de 24.04.2012 primarul care era atunci dispoziție să-i se oprească. Da. Uitați ce spune clar. Se impută. Compartimentul contabilitate al primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezente dispoziții. Avizează secretarul. Deci da, el, secretarul, știe că avea de dat 200 milioane înapoi. Uitați-vă, uitați, în moment ce a semnat toate dispozițiile, iar compartimentul contabilitate care era condus de Pătru Grigore nu a pus în aplicare aceste dispoziții. Aștia sunt sume pe care ei și le-au trecut la salariu ilegal. Da. M-ați văzut acolo. Da. Și-au mințit la Agenția Județeană de Prestații Sociale. Alte. Aceasta este condica care au furat-o, aceasta da? Aceasta este condica pe care a furat-o. A luat-o domnul Pătru Grigore în prezent la 5 salariați. Și n-au putut să vă facă salariile. A scris în ea, da, a scris în ea și a adus-o înapoi când a venit poliția.
Pe lângă sumele constatate de Curtea de Conturi în 2012. Aceste dispoziții au fost emise în baza raportului întocmit de Curtea de Conturi la auditul din 2011. Da. La 2 ani după acest audit, exact la 2 ani, eu am chemat audit din nou pe salarizare, iar cei de la finanțe, mehedinți, care au întocmit procesul verbal, au mai imputat încă 2 miliarde, deci total sunt 3 miliarde jumate imputate salariaților din primăria Cuzului. Care e media angajaților să dea bani înapoi? Cam cum stau? Păi media salariaților este cei mai mult au de dat înapoi cei care au condus primăriei în speță, secretarul și cel care... Câți bani au de dat? Deci împreună au 900 de milioane de la... Secretarul și cu... Și cu fostul contabil. Și cu fostul contabil.